Ne aflăm în fața detașamentului de carabinieri de unde mai intervii de la o bravă ostașă care împlinește deja 6 luni de când se manifestă și se manifestă printre niște calități extraordinare. Așadar, care sunt primele tale impresii? Mamă, eu de aici! Bine, aici n-am mamă. Interesant. Aia e clar. Bine, dar ce condiții aveți în cazarmă? Ei, condiții avem foarte multe. Noi aici trăim ca frați. Trebuie patru avem țâni. Dar noi suntem frați, noi doar împărțim. Bravo, dar ce activități aveți în batalion? În batalion avem activități foarte multe. Noi aici țăpăm, prășim, alergăm prost dimineața 10 km și tomac gol. Ne uităm la ofițer cu un pușcă din caraș în foarte interesant. Dar ce mâncați? Cașu. Cașu avem de mulți feluri. Avem cașu de orz, cașu de grâu, cașu de ovăz, cașu mannaia. Dar ce s-a întâmplat? Văd că nu aveți doi dinți în față. Ei, asta e mai mult din mascare. Dacă tot am terminat cu partea oficială a interviu, poate ai ca să un prieten care vrea să-i transmiți salutări? Ei, clasca, te cheamă Alioșca. Eu nu l-am văzut vreo 2 luni, dar eu de 8 băieți n-am văzut vreo jumătate.